După încă 10 ani, fizicienii și-au abandonat credința în universul newtonian material, deoarece au ajuns să înțeleagă că universul nu este făcut din materie suspendată în spațiu gol, ci din energie. Specialiștii în fizica cuantică au descoperit că atomii fizici sunt făcuți din vârtejuri de energie care se rotește și vibrează constant. Fiecare atom este ca un titires care se învârte în zigzag și radiază energie. Pentru că fiecare atom are semnătura lui energetică specifică, acest zigzag, exact, ansamblurile de atomi, moleculele, împreună își radiază propriile tipare energetice de identificare. Astfel, orice structură materială din Univers, inclusiv voi și cu mine, radiază o semnătură energetică unică. Dacă teoretic ar fi uh, posibil să observăm compoziția unei atom uh, real la microscop, ce am vedea? Imaginați-vă un vârtej de praf care străbate deșertul. Acum îndepărtați din norul pâlnie nisipul și praful. Ceea ce rămâne este un vârtej invizibil ca o tornadă. O serie de vârtejuri de energie infinitezimale, numite coarici și fotoni, formează structura atomului. De departe, atomul ar arăta ca o sferă neclară pe măsură ce ne-am concentrat mai aproape, atomul ar deveni din ce în ce mai neclar și mai puțin distinct. Pe măsură ce suprafața atomului s-ar apropia, acesta ar dispărea. Nu am vedea nimic. De fapt, dacă ne-am concentrat să privim prin toată structura unui atom, n-am vedea decât un vid fizic. Atomul nu are nicio structură fizică, împăratul nu are haine. Vă amintiți de modelele de atom pe care le studiați la școală, cele care aveau mărgele și rulmenți și se învârteau ca un sistem solar? Să punem imaginea aceea alături de structura fizică a unui atom descoperită de fizicienii specialiști în fizica cuantică. Nu, nu e o greșeală de tipar. Atomii sunt făcuți din energie invizibilă, nu din materie tangibilă. Deci în lumea noastră, substanța materială apare din senin. Destul de ciudat, nu-i așa? Țineți în mâini această carte fizică, însă dacă ar fi să vă concentrați pe substanța materială a cărții cu un microscop atomic, ați vedea că nu aveți nimic în mâini. După cum se dovedește, noi, studenții de la biologie, avem dreptate în ceea ce privește un lucru. Universul cuantic îți sucește mințile. Haideți să aruncăm o privire mai de aproape la natura. Acum o vezi, acum nu e a fizicii cuantice. Materia poate fi definită simultan și ca un solid și ca un câmp de forță imaterial. Când oamenii de știință studiază proprietățile fizice ale atomilor, cum ar fi masa și greutatea, atomii arată și acționează ca materie fizică. Însă, când aceiași atomi sunt descriși în termenii de potențiale de tensiune și lungim de undă, ei prezintă calitățile și proprietățile energiei. Faptul că energia și materia sunt unul și același lucru este exact lucrul de care și-a dat seama Einstein când a tras concluzia că E egal cu MC2. În cuvinte simple, această ecuație spune că energia Materia, masa, înmulțită cu viteza luminice și apoi ridicată la pătrat. Einstein dezvolua faptul că nu trăim într-un univers în care obiectele discrete fizice sunt separate de spațiu mort. Universul este un tot indivizibil și dinamic, în care energia și materia sunt întrețesute atât de profund încât este imposibil să le considerăm ca elemente independente. Nu sunt efecte secundare, sunt efecte. Cunoașterea faptului că structura și comportamentul materiei sunt controlate de mecanisme atât de profund diferite, ar fi trebuit să-i furnizeze domeniului biomedicinei noi revelații în ceea ce privește modul de a înțelege sănătatea și boala. Dar chiar și după descoperirile din fizica cuantică, biologii și studenții la medicină continuă să fie învățați să vadă corpul doar ca pe o mașinărie fizică ce funcționează în conformitate cu principiile newtoniene. Căutând să afle cum sunt controlate mecanismele corpului, cercetătorii și-au concentrat atenția pe studierea unei mari varietăți de semnale fizice clasificate în familii distincte de substanțe chimice, printre care se numără cele de care pomeneam mai sus, hormonii, citochinele, factorii de creștere, inhibitorii tumorali, mesagerii și ionii. Cu toate acestea, din cauza înclinărilor newtoniene și materialiste, cercetătorii convenționali au ignorat complet rolul pe care îl joacă energia în sănătate și boală. În plus, biologii convenționali sunt niște reducționiști care cred că mecanismele corpului nostru fizic pot fi înțelese dacă luăm fiecare celulă individual și îi studiem cărămizile chimice care o compun. Ei cred că reacțiile biochimice care susțin viața sunt generate prin intermediul unor linii de asamblare în stilul lui Henry Ford. O substanță chimică provo provoacă o reacție urmată de o altă reacție cu o altă substanță chimică. Fluxul linear de informație de la A la B la C, la D la E este ilustrat pe pagina care urmează. Acest model reducționist sugerează că dacă există o problemă în sistem care apare ca o boală sau o disfuncție, sursa problemei poate fi atribuită unei persoane, unei proaste funcționări într-una dintre etapele de-a lungul liniei de asamblare chimică. Astfel, furnizându-i celulei o piesă de schimb funcțională în locul elementului defect și, de exemplu, prescriind medicamente farmaceutice, teoretic, punctul unic care este defect poate fi reparat, iar sănătatea poate fi restaurată. Aceasta este presupunerea care impulsionează industria farmaceutică să caute medicamente de tip glonțul magic și gene care fac modele de tipare și tipare.